În această dimineață vin ele, surorile Veregoite, care le salut și apropo, în această componență n-ați fost de mult, ați fost câte una. Bună dimineața! Fost separat bună dimineața! Acum, bună dimineața! Ileana, Ana, fetelor, mă bucur tare mult că sunteți alături, mai ales că aveți cu ce vă lăuda, în special Iuliana. Mulțumim! Cu ce ai venit acolo, că am senzația că e mai greu ca tine. La YouTube! Doamne, a ajuns atât de rapid, am făcut acum o săptămână 1 milion de abonați și a ajuns direct butonul la mine, l-am primit cadou în cadrul unei emisiuni în România. Aha. Da, și mă bucur foarte, foarte mult. Ce tare, 1 milion de abonați, asta e fain de tot. Ce înseamnă pentru tine treaba asta? Doamne, 1 milion de abonați pe Instagram, pe TikTok, e mai simplu să ai 1 milion, 2 milioane, în fine. Cum să zic? Da, pe YouTube, da, mă rog. Pe YouTube e foarte complicat, e greu, da? Fiindcă trebuie oamenii pe bune să fie abonații tăi, aha, trebuie să-ți urmărească clipurile, să fie interesant pentru ei contentul pe care îl faci tu acolo și de asta sunt foarte, asta foarte, foarte mândră. Dar de ce ai 3 chestii din astea? Ai, bă, nu, am 2 chestii, avem da. Două. De obicei YouTube-ul trimite primul buton la 100.000 de abonați. L-am primit și eu și Ana. Iar da. Ana are și ea, dacă să mă gândesc bine, vreo 500.000 ai? Acum am 600.000, aproape. Cu 1 milion, aproape. Ai și tu? Da. Voi ați primit... Aha. Da, asta e de 100 de mii și ăla este de 1 milion, mai mare gen. Ce tare! Dar următorul nu mai știu, e la 10 milioane, cred. Sau... Wow. Nu știu. Ceva de genul. Da, ce tare, 10, fetelor. Probabil. Adică voi, dacă însumați, aveți familia Beregoi, are 1.600.000 de... Cu tot cu TikTok, 2.8 milioane. Cred că e serioasă treaba. Dar ce înseamnă financiar? Te remunerează altfel? Câștigi din faptul că ai mulți urmăritori pe YouTube? Nu câștigi din urmăritori, câștigi din vizualizări, dar cumva noi când am pornit pe acest drum nu ne-am gândit la bani. Și nici în momentul de față nu ne gândim la bani, fiindcă nu e ca și cum devii bogat peste noapte pe YouTube, mai ales în România și în Republica Moldova. În Republica Moldova știam, dar credeam că în România chiar se fac bani buni. Nu, YouTube, nu neapărat așa mulți, depinde. Depinde. De un ruș ți ajunge. Acum, serios, e foarte mare muncă. Că știi, lumea zice, e foarte ușor acolo, stai și te mai mulțărești, ce mai faci, mă rog. Dar e foarte mare muncă. Voi ați, odată cu pagina asta, ați crescut și voi, practic. Pentru exact, că, de la cât, ce vârstă aveți pagina de YouTube? Cred că 7 ani are canalul meu de YouTube, ceva de genul ăsta, sau da, chiar din mai 2015, mult. Din 2016, ceva da, de genul, ani, da. Erați mici încă. Ne-am dezvoltat mici cumva pe platforma asta, adică e și viața nu... noastră. Exact, și pentru noi e ca un fel de... Știți cum dați voi casetele alea și vă uitați voi acum la clipuri? Voi, generația veche, da, așa nu, și este, casetele alea, le știu. Și eu și la banul meu de absolvire e pe casete, de despre, despre asta ce vorbesc, de asta și noi acum, pentru noi cumva YouTube-ul e o casetă care rămâne acolo, așa. Da, dar ce sfaturi ați avea pentru tinerii care vor să... Tinerii sau nu neapărat, pentru mine, de exemplu, care vreau să-mi fac pagină de YouTube, este cum trebuie să fie pagina asta ca să prindă? Este foarte simplu pentru copii și adolescenții din ziua de azi, fiindcă sunt foarte creativi, toți copiii sunt creativi și asta mă bucură foarte mult. Cel mai important este să fie totul calitativ și să fie dorești din dragoste, exact. Da, să-ți dorești chestia asta, pentru că dacă faci pur și simplu să zici că hai că vreau să devin viral peste noapte, nu o să-ți reușească. Trebuie să arăți că vrei și că poți să faci chestia asta, să ai încredere în tine. Mă uitam acum că sunt foarte celebre paginile de YouTube pentru copii, în care copiii fac tot felul de chestii, pentru că am un băiețel mic și se uită la tot felul de... Și mă uitau milioane de vizualizări și stau și mă gândesc, incredibil! Exact. Adică copiii mici deja au pagini de YouTube unde în America... Se ocupă părinții, da. Wow, tare! Voi reușiți să mai aveți timp, adică reușiți pentru toate platformele astea, în cont faptul exact, că sunteți la școală? Normal, cum să că nu? Da? Dar cu școala, cum ați terminat semestrul? Am terminat foarte bine eu și chiar sunt mândră și semestrul ăsta sper să termin și mai bine, fiindcă este ultimul an, exact, este ultimul an școlar, clasa 12-a. Mă bucur că scap, sincer. De ce, nu vrei la facultate după? Oh, ba da, cum să nu? Dar legat ceva cu mult? Muzică, exact, chestie, ceva ce știu că am nevoie și ceva ce fac pentru mine și la fără frecvență clar, ca să nu mai mi-a atât de mult timp. Eu sunt în primul an de liceu. Mama și-am avut tizele pentru prima dată și a foarte, foarte mișto. Nu credeam că o să fie atât de simplu. Dar agende aveți, fetelor? Se uită părinții în agende? Agende! Mai sunt agende? Deja sunt online agendele.
da. Da, nu știu, ne-am ultima oară parolele la agendele online. Da, da. Nu mai... Înțeles. E interesant acum. Foarte. Asta e bine, că reușiți să mergeți la școală, că și școala e foarte importantă, cultură generală, chestii, mapă. Da, e foarte importantă și mai ales că noi suntem un exemplu și pentru copii. Asta e. Și pentru adolescenții care ne urmăresc și de-aia trebuie să le dăm un exemplu cât mai bun. Da, e greu să fii exemplu pentru atâția zeci, sute, mii de tineri. Nu este greu, fiindcă suntem toți oameni, toți suntem adolescenți și cumva ne înțelegem, adică reciproc. Și vă sunteți sinceri, bănuiesc, nu exact, faceți exact, exact, sincere și asta ne ajută foarte mult să ținem oamenii alături de noi. Dar voi acum la adolescență, că sunteți amândouă fete mari, sunteți așa, din câte vă simt eu, foarte diferite ca și temperament. Vă mai certați? Cine e prima cu ceartă? De ce vă certați? Ba da, ne certăm, fiindcă ea e la 16 ani și ea știe să... Gata, ea le știe pe toate acum, ea înțeles. E mamă, gen. Înțeles. Și acum replicane. Ce minte. Nu, chestia e că dacă ne certăm, ne certăm din cauza ei. Ah, clar. Hai că da. Bine, hai că vorbim după. Hai că... ideea e că toți frații se ceartă. Vreau să vă zic, eu eram la facultate și cu fratele meu ne certam de mama focului, iar acum suntem cei mai buni prieteni. Asta sunt faze prin care trec tinerii. Când locuiți separat, sunteți cei locuim mai buni prieteni. Locuim departe, ele în altă țară. Și de aia. De aia, da. Ideea e care? Acum, pentru anul care a venit, ai bacalaureatul. Asta e clar. Ai și de învățat foarte mult. Ce scopuri aveți pe termen scurt? Cred că cel mai important scop din 2023 este să ajungă filmul Două Inimi pe Netflix. Aha, tare. Filmul Două Inimi pe care l-am lansat acum în toate cinematografele din România. Mulțumim. Cred că ăsta este scopul și dorința pe care pot să zic că am pe 2023. Celelalte dorințe nu pot să le zic, că după aia nu devin realitate. Am mai ai planuri acolo. Exact. Noi avem foarte multe planuri, da? Serios? Ca exemplu, să zicem așa, să scoatem mai multe piese, să ne dezvoltăm mai mult pe toate platformele de socializare, dar așa care sunt mai scopuri mai mari, să zic așa, nu le zicem că... Veniți la prima oră, că mie îmi place relația pe care noi avem cu familia voastră, vă veniți la noi, noi nu stăm să găsim tot felul de știuriuțe de pe Instagram alea să ne nebunească, chemăm fetele și ne spun ele. Așa că hai să o vedem acum în acțiune pe Ana, pentru că Ana ne cântă, tot să ne arăți videoclipul și mai avem noi o provocare pentru voi, dar vă zic după cântare, Ana. Ador provocările. Da, ce bravo, tu adori provocările. Îmi plac, sunt interesante, nu întotdeauna. Sunt foarte interesante. Eu sunt gândit aparata, îmi plac. Dar mai bine să știi despre ce e vorba. Da, da. Ana, te invit, tu ne cânti. Noi stăm și te admirăm. Ja, ja, ja. Ghici cine a venit? Jovere. Suntem 1, 2, 3, come on! Vreau să fac milioane de abonați. Vreau să le împar cu tine ca între frați. Vreau să stau non-stop live pe TikTok. Universul în buzunar să-l iau. Devorez un kilogram de ciocolată. Dacă vreau și rămân în nou, asta la o fată e wow. Partem pijamale, ne uităm la seriale. Vi la ușa vecinică, am dat muzica tare. Sar dacă vibe-ul e low. O să facem, o să facem. Mergem la party din nou. O să facem, o să facem. Sar dacă vibe-ul e low. O să facem, o să facem. Mergem la party din nou. Sari, sari, ca să facem. Caut planeta.
o prezentam anișoara, cum îi zice Ana Veregoica, mai crescut. Ziceam că avem o surpriză, fetelor. Ileana, treci lângă anișoara. Pentru că ne-am gândit noi, dacă sunteți foarte muzicale și sunt aproape sigură că știți și foarte multe piese, zic, hai să vă facem un karaoke. Karaoke. La prima oră. Place să cântați la karaoke. Cum să nu? Da, e interesant. Am ales noi piese din diferite vremuri, așa să le zicem, dar sper să le recunoașteți. Cine începe? Tu cu noi. Cine? Nu, eu nu cânt, că nu cânt deloc. Adică, de ce mamă, să cânt? Mamă, mi-e frică, eu nu prea. Hai să vedem cine știe prima piesă. Nu trebuie să cântați toată piesa, cântați așa un pic. Hai să vedem cine știe piesa. Hai să vedem cine știe piesa, aia cântă, a? Da, da. Hai să facem. Băi, hai să vedem prima piesă despre ce este vorba. Chiar mergem așa după lista noastră. Avem o piesă de Ion Suruceanu. A, deci din Moldova. Avem karaoke. Ok. O știi? Părinții, da, nu știi. Cântați amândouă. Hai, amândouă, stai. Nu mai știu. Dragi cuvintele să știi, ele sunt roile. Atunci iubito când tu vii, eu vorbesc cu florile. Cuvintele să avem. Ce seară minunată, mai spune-mi iubito odată, mai spune-mi că ești frumoasă, știi când vei fi mireasă. E bine. Și mă, o fată, mai spune-mi iubito odată. Să știți că voi aveți senzația... Opriți muzica. Vă aveți senzația că nu vă auziți, dar microfonul se aude. Adică să aveți senzația că sunt pentru voi. Da. Bun, hai să vedem ceva care știu fetele. Poate avem ceva în lista aia, nu? Știu o piesă. Să vedem ce mai avem acolo. Ok, stai să înceapă. Yeah. A început! O cântam azi dimineață, gen. Hai, cântă! Yeah. Hai, cântă-mă! Think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh, baby, I'm another like a crush. But it doesn't mean that. Nu știu, da. Acum nu știu partea asta. Stai că vine refrenul. Acum stai refrenul. Da, partea asta nu știu cum ți-o cântăm. Stai că vine. Și refrenul. Oh, baby, oops, I did it again. I play with your heart. Got lost in the game. Oh, baby, oops, you think I'm in love. That I'm gonna adolescentă când se cânta dar ea asta este la modă. Eu cred că mama le știe pe toate, da, mama? Păi da, asta e un noastră. Trend pe TikTok piesa asta. Da, și Britney Spears o ador, sincer. Wow, are și piese faine tare. Mie mi-a plăcut provocarea asta. Ce v-am făcut? Dar nu plecați așa, pentru că și Iuliana are ceva. Nu ne cântă, dar ai un clip despre ce este vorba? Un clip cu piesa din genericul, să zic așa, filmului Două Inimi. Nu e generic, este piesa filmului Două Inimi. Exact, se numește Nu Renunț, e alături de Ceanu, cel care l-a jucat pe Zel în film. Tău, da? Care nu e iubitul că meu, exact. Toată presa că e iubitul tău și alea. Da, toată presa știe doar să vorbească. Evident, cum s-ar zice. Era de așteptat. Da, sper foarte mult să vă placă piesa și sper că cei care ați fost la film și cei din Moldova care ați fost la Iași la film, sper că v-a plăcut. Și încă ceva, să apară pe Netflix. Da, să apară pe Netflix, sperăm. Fetelor, spor și la școală. Mulțumim. Hai să vedem videoclipul chiar acum la prima oră. Rămâneți cu noi. Eu la tine nu renunț, te-ar fi să urc și munți. Și poate să spună mulți că nu ești pentru mine. Eu la tine nu renunț, te-ar fi să merg desculți. Prin vorbele tăioase aruncate de
fără titlu, yeah. Asta până ai venit-o, yeah. Poate ăsta e destinul. De când ne-am găsit, viața noastră bate filmul. Două luni ca yin și yang, plus și minus care se atrag. Două inimi pierdute între nu și bine. Ce avem noi, noi nu găsești nici un film. Hai zi, tu, ești cartea sau primul capitol. Lasă-mă să spun eu titlu, dar fără să scrie în sfârșitul. Eu